Sezonul competițiilor moto a început și primii care se agită sunt cei care ies în off-road. Și pentru asta, azi vă prezint împreună cu prietenul Crețu de la magazinul Asfaltul Scat București, o cască destinată utilizatorilor de off-road. Bun găsit, prieten! Salutări! Vă prezentăm această cască pentru că, fiind la lichidare de stoc, are un preț nu decent, spectaculos. Și cu toate astea, chiar dacă e o cască foarte ieftină, are de toate pentru toți. Spuneam de sezonul de competiții off-road. Săptămâna trecută am avut prima cursă de motocross, săptămâna viitoare avem cursă de enduro la care vine Alfredo Gomez în România, dar casca asta nu este destinată campionilor de motocross, ci mai degrabă celor care sunt la început de drum. Vrei să ieși în off-road, nu poți să ieși cu casca pe care o porți zi de zi pe stradă. Trebuie o cască din acest model, care se poartă cu ochelar separat. Pentru că la off-road sunt sărituri, depui efort, aburești parbrizul. Dacă ai ochelar separat, precis nu-l aburești. Deci ochelar de la același brand. Eventual de la același brand, pentru că atunci știm precis că se potrivește pe deschiderea căștii. Și acum, pentru că am tot vorbit de prețul spectaculos, acesta este... 319 lei. 319 lei pentru o cască, care în acest moment se găsește, așa după cum puteți vedea, în patru variante coloristice diferite, prețul fiind același, 319 lei pentru toate, dar atenție, e lichidare de stoc. Deci este un stoc pe care îl puteți găsi atâta timp cât mai există. Sfatul meu e, nu vă culcați cu gândul că o mai cumpărați și în iulie-august, pentru că probabil nu o să mai fie, dar 319 lei, oricine își poate permite. Odată ce se dă o mărime, clar nu o să mai aducem. Nu se mai aduce pentru că deja a apărut modelul 02, pentru că această cască este IMX FMX 01. FMX 01. Iar noi în magazin acum avem și 02, de aceasta modelul ăsta a intrat în lichidare de stoc. Să nu cumva să credeți că, pentru că e o cască foarte ieftină, că 319 lei înseamnă foarte ieftin. Clar. Este o coajă. Nu. Și o să vă spunem câteva cuvinte despre ea ca să vedeți că, într-adevăr, oferă de toate. În primul rând, carcasa este produsă din policarbonat. Așa cum sunt produse marea majoritate a căștilor ieftine și medii. Un material testat care rezistă la temperaturi scăzute, temperaturi înalte, deci îți oferă siguranță pe toată plaja de temperatură. Carcasa este produsă în două dimensiuni diferite, iar interiorul, capitonajul, în trei dimensiuni diferite. Astfel încât orice dimensiune de cască este cea potrivită, nu este o singură coajă în care intră bureții și așa mai departe. Deci din punctul ăsta de vedere e o cască civilizată. În afară de asta, capitonajul este demontabil, da, e lavabil. Da, jos. Se poate spăla. Deci se poate spăla și în felul ăsta o cască se poate întreține și purta mai mulți ani. Evident că sfatul nostru e să purtați, dacă cagulă, se poate, o cagulă. Pentru că în felul ăsta protejați interiorul mult mai bine. Nu te poți spăla pe cap chiar în fiecare zi. Și atunci interiorul se mai murdărește. Se spală, dar e mai bine dacă nu trebuie să-l speli. Deci interiorul este demontabil, lavabil, produs din materiale civilizate, este comodă, dar pentru asta, sigur, trebuie să veniți să probați casca. Clar. Ca să vă asigurați că nu exagerăm cu nimic. Casca are un sistem de ventilație civilizat. Are mai multe intrări în partea din față pe mandibulă, are orificii de intrare în partea de sus, are orificii de intrare aici pentru capitonaj. Și chiar și are partea cauciucată. Putem da, da, și în partea cauciucată, deci ventilație foarte bună și evident și în partea de spate există orificiile de ieșire a aerului cald. Deci ventilația este în regulă pentru că, așa cum spuneam, la utilizarea off-road face efort, sărituri și dacă transpiri intervine oboseala și senzația aia neplăcută de inconfort. Mai greu ca o zi de sală. Da, exact. E, mai bine ai o cască ventilată și asta, după cum vă spuneam, chiar dacă e foarte ieftină, are acea ventilație de care vorbeam. Protecție, siguranță. Ea este omologată conform... EC22.05. Perfect. Și
are închidere micrometrică. Ăsta este singurul detaliu pentru care probabil nu se va putea folosi la competiții. Pentru că acolo ne trebuie clar un double D. Da. În competiții se cere să ai acea închidere cu două inelușe, nu cea micrometrică. Dar toate căștile de stradă de fiecare zi au acest sistem micrometric. Dimensiuni în acest moment sunt de la XS până la XXL. Cele patru dimensiuni pe care, cele patru variante coloristice pe care le vedeți, prețul fiind același 319 la toate. Cred că am oferit toate informațiile necesare. Casca se găsește nu numai în magazinele fizice ale companiei Asfalt Uscat, cele din București și din Brașov, se găsește evident și pe site-ul importatorului Asfalt Uscat sau în principalele magazine care vând accesorii și echipamente moto din teritoriu, pentru că toată lumea are parteneriat cu Asfalt Uscat. Așa că Crețu și colegii lui vă așteaptă în magazinul din București, o altă echipă vă așteaptă în magazinul din Brașov, căștile vă așteaptă pe rafturi, 319 lei, iar eu împreună cu Crețu până la povestea viitoare vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă. Revedere!